Locuințele din țara noastră sunt cele mai mici, dar și cele mai aglomerate din Uniunea Europeană. Jumătate dintre români stau înghesuiți cu alții în aceeași casă, arată datele Eurostat. Cu toate acestea, există și soluții practice pentru cei care își doresc mai mult spațiu. Dezvoltatorii imobiliari și arhitecții au gândit piese de mobilier mobile care pot fi folosite în orice casă. Apartamentul acesta ca structură este compus dintr-o zonă de intrare care comunică cu bucătăria, un living a cărei suprafață nu depășește 16 metri pătrați, un grup sanitar și un dormitor matrimonial de o suprafață de maxim 12 metri pătrați. Cu o suprafață totală de 45 de metri pătrați, apartamentul pare la prima vedere foarte înghesuit. Dezvoltatorii imobiliari au găsit însă soluții eficiente. De pildă, cu ajutorul pereților mobili care se ridică la nivelul plafonului în doar câteva secunde, câștigăm vizibil mult mai mult spațiu. Am reușit astfel să transformăm niște structuri clasice de apartamente în apartamente multifuncționale. Dar ce spuneți de patul mobil, care poate fi ridicat la nivelul tavanului? Ulterior, spațiul rămas gol poate fi transformat și folosit în diverse scopuri. Într-un spațiu confortabil de lucru, într-un birou de lucru, într-o cameră de joacă spațioasă pentru copii, într-o cameră de zi sau efectiv într-o altă încăpere extrem de utilă pe timpul zilei. Arhitecții ne sfătuiesc să ne prioritizăm nevoile atunci când alegem piesele de mobilier. Mașina de spălat poate fi slim, adică de 45 de centimetri în loc de 60. La fel și mașina de spălat vase poate fi de 45 în loc de 60. O masă de dining care devine în același timp un birou. Și proprietarii caselor mizează pe soluțiile practice. În inima Brașovului, în locuințele vechi, cu încăperi foarte înalte, se construiește pe verticală. Din dormitorul care are doar în jur de 20 de metri pătrați, am făcut un dormitor mare, am construit vertical, am profitat de cei 5 metri și jumătate de înălțime și am construit pur și simplu un dormitor deasupra dormitorului. Așa se face că fiecare colțișor al unei case este acum util. Suntem într-o casă veche de peste 600 de ani, iar până anul trecut această mansardă era nefolosită. Practic aici era un spațiu gol fără nicio utilitate. Iată cum locul a fost transformat într-un dormitor care are chiar și o baie proprie, cu o vedere spectaculoasă direct către Biserica Neagră. Oamenii îmbrățișează această idee, mai ales pentru că trăiesc în spații supraaglomerate, arată un studiu recent. Aproape jumătate din populația României trăia anul trecut în astfel de spații, în timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul este de 17%. După noi se clasează Letonia, Bulgaria, Croația și Polonia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.